Adrián, Máximo Camilo Castellano, televisor Minibar, vehículos. Ține vită, Kaiser, ciuperci, un sos de migloas, care iar nu vă spun de ce, iar un secret al nostru, și avem toast cu cartofi, tot la fel, care știm noi cum îi preparăm, și avem un toast, deci pâine, din, avem pâine și cocă, de ou și cam atât, se prăjesc și cam așa ceva. Deci ce, care sunt ingredientele din felul pe care le avem aici? Băf burghignon, avem pulpă de vită, Kaiser, ciuperci, ceapă, ardei, deci tot ce înseamnă legume, știți? Cartofi, care se trag în urt, și avem un toast din pâine, dat prin cocă. Prin ce se deosebește rețeta asta față de o mâncare de, eu știu, pe care o facem acasă, o mâncare de vită, păpricaș sau un gulaș? Sosul de miglas. Deci un sos de miglas pe care, oricum, acasă nu prea îl folosim, deci un sos care nu se folosește la orice preparat. Și, de fapt, noi oamenii de rând folosim, știți? Dar ne poți spune câteva din ingrediente? Haideți, pentru mine asta fac orice. Un sos brun spaniol înseamnă un sos roșu, un vin dulce, roșu dulce sau demi-dulce și unt. Și cam asta e tot. Am înțeles. De cantitate nu te întrebăm, de procedeu te rog, nu-i nici atât. Hai să mergem mai departe la rulare. Puneți. Aici ce avem? Păi aici, la rulade, avem cutle de porc. Nu vreți să vi spun cum... Nu, doar să ne spui ingredientele. În rest... Cutle de porc, avem brânză topită și mai avem Kaiser. Și dacă vreți să și spun. Da. Haide, spun la urmă. Deci, cutle de porc se bate, eu știu... sub formă de șnițel, sub formă de șnițel, după aceea se pune brânza topită, kaiserul, se face julien sau fâșii, cred că e cel mai bine așa spus, și se rulează și la capete și se pune la grătar. Și asta este tot. Și de dedesubt avem garnitura de pilaf bănățean. Pilaf bănățean la noi se face cu ceapă, morcov, ardei, ciuperci și orez. Am înțeles. Aici avem fel de fel de condimente. Păi, condimentele astea pentru preparate astea le folosim. Avem sare, oia, piper, cimbru și cam așa ceva. Deci nu ceva deosebit. Spune-mi, ce solicităm mai mult? Ce cer oamenii mai mult? Ca și, eu știu, ceva mai deosebit. De obicei tu vezi ce se cere mai mult dintr-un anumit preparat. În general, oamenii sunt dispuși, adică vin și cer, eu știu, avem și preparate foarte multe, foarte multe, extraordinar de multe, și suntem dispuși să, eu știu, să facem orice, da. Dacă clientul vine și ne spune ceva anume, să le preparăm cu toată plăcerea. Și nu mă plictisesc la masă? Nu, asta nu, nici într-un caz nu. De nu durează? Nu, pentru că, în general, încercăm să... Ajungem la sufletul oricărui om, știți cum e. Reclamații ați avut? Ca fiecare unitate, vă dați seama, sunt oameni care câte uneori mai spun că nu le place sau... Da. Și cum îi împaci atunci? E destul de greu. Știți cum e, foarte greu de lucrat, e cel mai complicat. Dar dacă le duci un papanaș, mai zic ceva? Nu, asta e specialitatea noastră. E foarte bun și mare, suficient ca să îi îmbunăm, cum s-ar zice. Ați mâncat? Da. Cât bine că fac ringuri. Nu, dar așa e normal, deci îmi plătărim. Da, deci nu așa. Gata.
Delicios. E bun? Delicios. Și am reușit ca să-i lămurim pe bucătarii de la Ferdinand să ne gătească ceva la fața locului, așa, adică ceva frumos, deosebit și care are un aspect nemaipomenit și mai ales că puteți face dumneavoastră acasă, nu cere multă... De ce să vorbesc? Hai să vorbească cel care face să rămână ceva. Bună ziua, sunt la servici, la bucătăria lui Ferdinand și aici am să pregătesc o compoziție din brânză de vaci care conține... în care formăm un cerc. Îl dăm un pic prin făină ca să-l modelăm, ca să-i dăm un pic de aspect. Apoi îl punem la prăjit la o temperatură de 60 de grade. Stop. Îl dăm la prăjit la o temperatură de 60 de grade. În timp ce el se prăjește, ridicăm temperatura până la 100-120 de grade, nu mai mult, pentru că se poate... Îl prăjim foarte ușor. Îi trebuie doar focul foarte încet la început. Spre final, ridicăm temperatura la 100-120 de grade pentru a-i da aspect. Apoi, fugem de căpșune. Îl scoatem un pic la scurs de ulei. Cum ne-ai făcut mâna? Gem de căpșuni. Apoi punem gemul de căpșuni peste papanaș deasupra. Jumate cu gem și jumate cu smântână, în care adăugăm un pic de zahăr pudră pentru a-i da gust și puțină aromă și apoi îl servim clientului poftă bună la masă. Cam atât. Este un preparat foarte bun. Nouă ne place și în primul rând clienților noștri sunt foarte mulțumiți de acest preparat. Este un desert foarte bun. Sănătos de casă, da. Asta a fost, ați văzut, a fost o rețetă simplă, o rețetă ușoară, aș putea spune eu de ce. Fiindcă n-am făcut eu de data asta, au făcut-o prietenii noștri de la Hotel Ferdinand. Ați văzut cât de repede se poate face ceva, mai ales când nu faci tu, când nu te agiți tu, când îi lași pe alții să muncească. Dar vreau să vă spun că efectul este garantat. Nu se poate comenta nimic despre gust, aspect și tot ce... Apropo de aspect, ia vină puțin aici. Să fac așa. Uitați ce fain e. Nu se vorbește cu gura plină, dar e o minune. Asta a fost pentru astăzi. Foarte scurtă, foarte la obiect, foarte gustoasă. Nu vă rămâne decât să încercați. Puneți mâna și dacă treceți prin Băile Herculane să nu ocoliți Hotelul Ferdinand, unde dumneavoastră găsiți ce vreți și ce doriți. Și v-am spus, puteți comanda orice. Maxim 20 de minute, primiți tot ce trebuie. Nu vă plictisiți între timp, are cine să vă țină compania. Au și bar, au de toate. Asta înseamnă un hotel de clasă. Eu mi-am încheiat rețeta, mi-am încheiat menirea pentru această săptămână. Nu pot decât să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care sponsorizează această rubrică, cei care vă oferă emisiunea săptămână de săptămână. Iată că de acum am început să ne plimbăm și am început să plecăm puțin și prin județ. Așa că ne vedem săptămâna viitoare. Vă doresc poftă bună și să fiți sănătoși!